Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și în biserica aceasta și prin biserica aceasta pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă, tot așa cum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Te rugăm și prin ascultarea aceasta a cuvântului Tău, să aduci inimile noastre sub domnia Ta, sub stăpânirea Ta și să ne învăți căile Tale ca să le păzim, să le iubim, să îmbucurăm inima Ta de Tată și să împlinim menirea pe care o avem pe pământ. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat prin Duhul Sfânt, Părinte Ceresc. Amin. Ocupați locurile. Luna septembrie este, în mod natural, anul nou bisericesc. E momentul în care începe un nou ciclu în viața bisericii. Cel puțin în felul în care arată lucrurile acum, în vremea de față, în societatea și în contextul societății în care trăim. Cam ăsta este ritmul natural al nostru. Ne strângem de pe drumuri, din vacanțe, unii mai obosiți, unii mai odihniți, care cum, dar pornim într-un fel nou. Am hotărât împreună ca și grup de păstori ai bisericii să dedicăm luna septembrie înnoirii legământului care stă la baza părtășiei noastre ca biserică, Biserica Evanghelică Română Deo Gloria din Turnhout. Așa că astăzi îmi revine această sarcină plăcută și grea în același timp de a introduce această temă a legământului și am să o fac căutând pe de o parte să explic din nou rațiunea pentru care ca biserică am intrat într-un legământ care să specifice și să întrupeze în mod mai concret legământul pe care îl avem fiecare dintre noi cu Dumnezeu prin care am intrat în Biserica lui Hristos prin jertfa Domnului. Apoi am să prezint primul din cele șase aspecte specifice ale legământului și nădejdea mea este că și pentru cei care nu sunt membri ai Bisericii Deo Gloria, această învățătură va fi de folos și profitabilă pentru sufletele lor. Tony Evans este un păstor american de culoare. I-am ascultat în ultimii ani câteva dintre predicile lui și acum am început să-i citesc și una dintre cărțile lui, din cele cei trei cărți despre care eu știu că au apărut în limba română. Și în cartea aceasta el povestește un moment în care din biroul său a fost chemat de băiatul său. Avea câțiva ani și era foarte entuziasmat. L-a dus pe tatăl său de mână până în sala de sport, a luat mingea de basket și a aruncat-o direct în coșul de basket, întorcându-se după aceea să primească laudele tatălui. Tatăl i-a spus un bravo sec. Și apoi s-a întors spre antrenor și a spus: te rog frumos să pui coșul de basket la înălțimea lui normală. Băiatul negociase cu antrenorul ca să lase coșul de basket jos, să poată să arunce mingea în coș și să poată să-l impresioneze pe tata. Trăim o perioadă în Biserica lui Dumnezeu în care, ca să avem noi, pentru noi înșine, satisfacția că suntem creștini buni, și ca să dăm bine pe din afară, fiindcă suntem foarte interesați de imagine în afară, și cumva să
îl impresionăm pe Tatăl nostru din cer, am coborât standardele lui Dumnezeu. Și împlinindu-le, ne simțim mulțumiți cu noi înșine. Unul dintre rolurile mele ca slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu este să vă fur din mâini victorile acestea mărunte cu care tindeți să vă lăudați și să vă măguliți. Să pun din nou coșul de basket al standardelor lui Dumnezeu la înălțimea lui normală, să vă aduc aminte constant că e imposibil să trăiești la înălțimea standardelor lui Dumnezeu altfel decât plătind prețul de a rămâne în părtășie cu Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate face prin noi ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Și n-are rost să ne amăgim singuri dacă vrem să intrăm în viață veșnică, dacă vrem să rămânem până la capăt pe calea pe care am pornit. Faptul că te poți apropia de Dumnezeu și ești locuit de Duhul Sfânt este 100% lucrarea lui Dumnezeu. El a făcut-o posibilă, El te-a chemat, El te-a născut din nou, până și El ți-a dat darul credinței. E 100% lucrarea lui Dumnezeu. Dar cât de mult te apropii tu de Dumnezeu și cât de mult lucrează Duhul Sfânt prin tine, asta depinde, într-un sens, 100% de tine, de smerenia ta, de predarea ta, de disciplina ta pe căile evlaviei și de prețul pe care îl plătești în cunoașterea lui Hristos. De aceea apar diferențe între noi în biserică, în maturitate, în plinătatea Duhului, în autoritatea pe care o avem în slujire, pentru că plătim prețuri diferite în apropierea de Dumnezeu. Și prețul pe care îl plătim fiecare determină distanța sau apropierea la care suntem fiecare de Dumnezeu, de același Dumnezeu. Și aici intervin legămintele în viața creștină. Aici este rolul legămintelor în viața creștină. Este convingerea mea fermă că tot așa cum Dumnezeu lucrează în viața omului pe baza legămintelor, adevăratul progres în viața creștină este imposibil fără aducerea vieții cu credință și curaj, sub îngrădirea dătătoare de libertate a legămintelor, sub disciplina dătătoare de bucurie a legămintelor. În 2009, luna februarie, m-a retras pentru 2 săptămâni la mama acasă, în Zalău. Mi-am luat concediu din slujire ca să-mi termin lucrarea de masterat și să reușesc să termin un masterat care parcă nu se voia încheiat. În afară de cele 8 kg cu care am săltat spre bucuria soției mele atunci, prin mâncarea bună și faptul că stăteam tot timpul acasă numai la citit și la somn, am avut un moment, o perioadă de întâlnire specială cu Dumnezeu în care am inițiat un legământ cu Dumnezeu. Începutul acestui legământ, pe care l-am numit testament spiritual, sună așa. Având în vedere desăvârșirea de mult începutei și nefinalizatei mele morți întru Hristos, doresc să predau în mod real tot ce sunt, am și fac Domnului meu și Dumnezeului meu, Iisus Hristos, care m-a răscumpărat din sclavie cu prețul vieții sale și care va fi de azi înainte, pe baza capitulările mele marcate de acest document, regele vieții mele. Prin urmare, de azi, 18 februarie 2009, trec în proprietatea exclusivă a regelui meu toate posesiunile mele, toată ființa mea, toate relațiile mele pentru toate zilele vieții mele. De azi mai departe sunt, pentru tot restul zilelor mele, sclavul umil și îndatorat al Domnului și regelui meu. Prezența Lui îmi e desfătare, cuvântul Lui îmi e poruncă, iar binecuvântările Lui îmi sunt dar nemeritat. Trăiesc prin El, trăiesc cu El, trăiesc pentru El. M-am făcut desăvârșit prin acest legământ? Nu.
am trăit 100% pe linia Lui, sub autoritatea Lui? Nu. Însă vreau să vă spun că acest legământ mi-a marcat toată viața, de atunci din 2009 până aici, astăzi. Și ceea ce sunt, și Dumnezeu se bucură sau stârnește bucuria lui Dumnezeu în viața mea, este rodul umblării pe calea trasată limpede de acest legământ. Iar ceea ce nu sunt este pentru că am ieșit de sub autoritatea acestui legământ. Și nu e un legământ care înlocuiește sau care completează măcar legământul pe care Dumnezeu l-a inițiat cu mine prin jertfa lui Hristos, ci este răspunsul meu prin legământ față de legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu mine, prin care îi dau un răspuns la fel de serios precum cel pe care Dumnezeu l-a dat când l-a pășit spre mine și îi spun: Doamne, sunt slab, dar vreau să merg cu Tine sub autoritatea Ta în toate zilele vieții mele până la capăt. Scriptura promovează legămintele. Scriptura afirmă valoarea legămintelor, exemplifică valoarea legămintelor și întărește valoarea legămintelor. Potrivit Scripturii, am putea spune, legămintele sunt temelia vieții trăite după voia lui Dumnezeu. Există cel puțin 3 tipuri de legăminte prezente în Scriptură și exemplificate în Scriptură. Am să trec rapid peste ele, nu este scopul meu să zăbovim aici, însă este scopul meu să înțelegem bine că faptul pe care l-am făcut, actul pe care l-am făcut ca biserică în a naște un astfel de legământ al comunității noastre, este un act biblic, nu este o invenție omenească. Întâi sunt legăminte pe care Dumnezeu le inițiază cu omul. Legământul lui Dumnezeu cu Avram, legământul lui Dumnezeu înainte de asta cu Noe, legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel prin Moise, legământul mozaic, legământul lui Dumnezeu cu regele David și toată linia descendenților săi mai departe și, evident, noul legământ în care suntem noi, legământul cu poporul lui Dumnezeu din toate neamurile și din toate vremurile pe care Hristos l-a câștigat prin sângele Său. Aceste legăminte exprimă nu căutarea omului spre Dumnezeu, ci căutarea omului de către Dumnezeu. Și faptul că păcatul și Satan nu-L vor împiedica pe Dumnezeu să-și realizeze planul în istorie de a-și pregăti un popor pentru slavă. În al doilea rând, există legăminte și fiți atenți, pentru că aici unii dintre voi se potignesc. Ei consideră că singura specie a legămintelor sunt legămintele pe care Dumnezeu le inițiază cu omul. Nu e adevărat. A doua categorie sunt legămintele pe care omul le inițiază spre Dumnezeu, ca răspuns la legământul pe care Dumnezeu l-a inițiat cu omul. Și aici din nou doar câteva exemple care vin din istoria poporului Israel. În această istorie a poporului Israel găsim că toate momentele marcante, importante de trezire spirituală în viața poporului Israel au fost definite cu ajutorul unor legăminte inițiate de oameni, de conducători spirituali sau de regi împreună cu poporul lui Dumnezeu, prin care legământ era înnoit vechiul legământ pe care Dumnezeu îl inițiase cu ei prin Moise. Câteva exemple aici, în Iosua 24 cu 25, un Iosua bătrân, pe picior de plecare, care conduce poporul de la Shehem într-un nou legământ, inițiat de ei, care să răspundă legământului pe care Dumnezeu îl lansase înainte prin Moise, îl inițiase cu strămoșii lor. Doi Regi, capitolul 11, preotul Jehoiada inițiază un legământ împreună cu întregul popor și cu regele care avea 7 ani, că vor să se întoarcă la cartea legământului, la legea lui Dumnezeu, la vechiul legământ pe care Dumnezeu îl încheiase cu poporul Israel.
2 Cronici, capitolul 29, Ezechia, la 25 de ani, urcat pe tron, cu o viziune de reformă spirituală în Israel, cheamă tot poporul și spune: acum am pe inimă să închem un legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui cea aprigă să se abată de la noi. 2 Regi, capitolul 23, regele Iosia inițiază un legământ cu poporul. Regele a stat în picioare lângă stâlpul său și a încheiat un legământ înaintea Domnului, hotărându-se să-L urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, mărturiile și hotărârile lui din toată inima și din tot sufletul lui, împlinind astfel cuvintele acestui legământ scrise în cartea aceasta, și tot poporul a intrat în legământ. Legăminte prin care poporul ia inițiativa spre Dumnezeu și spune: Doamne, ne-am abătut de la legământul Tău, acum printr-un legământ pe care noi îl inițiem în raport cu Tine, vrem să ne arătăm serioși în a ne înnoi relația cu Tine, în a ne supune din nou cărții legământului, cărții legii. A doua categorie de legăminte. Și acum a treia categorie de legăminte. Legăminte între oameni, pur și simplu. Și întâlnim câteva specii în Scriptură, legământul de non-violență pe care îl încheie Iosua și israeliții cu hiviții din Gihon, care au venit prefăcuți la ei și au reușit să smulgă acest legământ că nu se vor atinge de viața lor. Legământul de prietenie, 1 Samuel 18:3, Ionatan a încheiat un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sine însuși. Legământ de prietenie. Legământ de colaborare între Abner și generalul armatei israelite și David, care încă nu urcase pe tron. Legământ de întronare, David cu conducătorii Israelului. Prin acest legământ David devine rege. Legământ de colaborare între doi regi, între Hiram, regele Tirului, Solomon, regele lui Israel, între Asa, regele lui Iuda, și Ben-Hadad, regele Aramului. Sunt toate exemple de legăminte încheiate între oameni. Legământ cu sine însuși, l-am pus tot în această categorie, e foarte interesant. Momentul în care Iov 31:1 spune Iov: am încheiat un legământ cu ochii mei, ca să nu-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Un legământ pe care îl închei cu tine însuți, să-ți iei în stăpânire trupul pentru Dumnezeu. O specie aparte este legământul de căsătorie, care e un legământ pe care Dumnezeu l-a dat omului, dar pe care omul îl încheie cu alt om, un bărbat cu o femeie, să nu fie nimeni în confuzie, și un legământ la care Dumnezeu însuși spune în Maleahi este martor. Acum Scriptura vorbește nu doar despre valoarea legămintelor, ci avertizează și împotriva legămintelor pripite. Și avertizează împotriva legămintelor care nu vin din Duhul Său. Sunt cele două avertismente majore pe care le-am găsit vis-a-vis de legăminte. S-ar putea să fie și altele. Împotriva legămintelor pripite, spune Scriptura în Eclesiastul, în capitolul 5, nu te grăbi să-ți deschizi gura și inima. Inima ta să nu se pripească, să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în ceruri, iar tu ești pe pământ, de aceea cuvintele tale să fie cumpănite. Când faci o promisiune înaintea lui Dumnezeu, nu întârzia să o împlinești, căci lui nu îi plac nesăbuiții. Așadar, împlinește-ți promisiunea. Este mai bine să nu faci promisiuni decât să faci promisiuni și să nu le împlinești. Nu lăsa gura să-ți ducă trupul în păcat, așa încât să-i zici trimisului lui Dumnezeu: promisiunea a fost o greșeală. Un avertisment împotriva promisiunilor și cu atât mai mult a legămintelor pripite, pe care nu le cugeți, nu izvorăți din inima ta. Le faci sub presiune, le faci ca așa-ți vine, ca așa ai dispoziția pe moment. Însă Scriptura avertizează și împotriva unui alt tip de legăminte. Legămintele care nu vin din Duhul lui Dumnezeu. Și spune Isaia, capitolul 30:1, vai de copiii răzvrătiți, zice Domnul, care fac planuri ce nu sunt de la mine și alianțe sau legăminte care nu vin din Duhul meu, adăugând astfel păcat peste păcat. Nu orice legământ este bun, ci legămintele care vin din Duhul lui Dumnezeu, adică sunt făcute sub autoritatea legământului mare cu Dumnezeu.
La fel, în Noul Testament, în 2 Corinteni, în capitolul 6, Scriptura avertizează și spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între lumină și întuneric, între Baal, idol, și templul lui Dumnezeu? Niciuna, este răspunsul implicit. Cu alte cuvinte, trebuie să fim atenți la ce tipuri de legăminte, de parteneriate facem cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că există legăminte nepotrivite și există legăminte care nu vin din Duhul și care ne costă în relația cu Dumnezeu. Sugerez că, în contextul a ceea ce spune Scriptura despre legăminte, există două modalități greșite de abordare a legămintelor, care generează două culturi diferite. Întâi, cultura legămintelor pripite. Repede te legi și repede uiți la ce te-ai legat. Repede faci promisiuni și repede te doare în cot de promisiunile pe care le-ai făcut. Cultura legămintelor pripite. Și cultura absenței angajamentului. Din înțelegerea mea, este cultura în care trăim. Cultura absenței angajamentului. De ce să mă căsătoresc dacă pot să trăiesc împreună cu concubina mea? Asta e mentalitatea din societatea în care trăim. Ne este mai bine financiar? Dacă relația nu merge, ne putem despărți fără să mai plătim la tribunale și să desfacem acte? O lipsă a culturii angajamentului. În afaceri, ce contează că am spus da? Dacă mie îmi convine, mâine să spun nu. O cultură a lipsei angajamentului, tot mai mulți credincioși pe cont propriu, eu și Dumnezeu suntem majoritatea, care nu se integrează nicăieri pentru că nu le place să dea socoteală nimănui pentru nimic. Cultura lipsei angajamentului. Când îmi place și am chef, când mă scol bine, mă duc, când nu, nu mă duc. Cultura absenței angajamentului este ceea ce trăim astăzi și ne amprentează puternic ca biserică. Într-o astfel de cultură, este convingerea mea, biserica trebuie să restaureze valoarea legămintelor. Întâi al legământului cu Dumnezeu și sub autoritatea acestui legământ, altor legăminte, nu multe, nu pripite, serioase, dar care să schimbe viața noastră, să creeze istoria într-un fel plăcut lui Dumnezeu, să o modeleze după voia lui Dumnezeu. Așadar, ce fel de legământ este legământul Bisericii de Ogloria? Legământul de Ogloria este un legământ în care v-am chemat ca și slujitor al lui Dumnezeu încă de la începutul bisericii, un legământ pe care acum, grup de presbiteri fiind la conducerea bisericii, vrem să îl înnoim, arătând unitatea noastră de gândire în această direcție. Este un legământ unii cu alții, prin care ne angajăm în cadrul acestei comunități, acestei biserici, să ne veghem unii pe alții și fiecare în parte să se lase vegheat de ceilalți, în vederea împlinirii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi prin Hristos. Este un legământ din categoria legămintelor inițiate de om, care exprimă faptul că vrem să luăm în serios umblarea noastră cu Dumnezeu. Că nu suntem aici să facem teatru sau să ne jucăm de-a religia, ci vrem să dăm un răspuns cu toată inima la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Este un legământ din categoria legămintelor de care abundă Vechiul Testament, legăminte de înnoire a legământului cu Dumnezeu. De ce am convingerea că acest legământ de Ogloria este din Duhul și este potrivit? Că nu suntem în rătăcire când ne ținem de el și când căutăm să-l interiorizăm și să trăim în lumina lui. Trei motive, pe scurt. Întâi, legământul de Ogloria exprimă în mod simplu, specific și comunitar legământul fiecărui credincios din biserică cu Dumnezeul său. Citiți-l, răscitiți-l și veți găsi că tot ce e acolo e reformulare a legământului pe care Dumnezeu ni-l dă în mod limpede prin scripturile sale. Nu este adăugire omenească. Este o aplicare, o urmărire a implicațiilor legământului nostru cu Dumnezeu. Deci legământul acesta
încurajează la credincioșie. În al doilea rând, legământul de ogloria este imposibil de împlinit altfel decât în unire cu Duhul lui Dumnezeu. Citiți-l și veți vedea că nu e un legământ care coboară coșul de basket, ci este un legământ care îl pune la loc, care exprimă foarte bine standardele lui Dumnezeu pentru modul în care suntem chemați să trăim unul cu altul. În al treilea rând, fiecare angajament din legământul de ogloria reprezintă voia specifică a lui Dumnezeu descoperită limpede în Scripturi. Deci, ascultarea de acest legământ înseamnă automat ascultare de poruncile Scripturilor, fiindcă legământul acesta exprimă poruncile Scripturilor. Acum, aș vrea să intrăm în câteva minute scurt în legământul acesta. Vă amintesc faptul că acest legământ e ancorat oarecum, are ca motou versetul 10 din 1 Petru 4, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Aceasta ne aduce aminte că o biserică vie, curată și puternică nu este biserica marilor talente. Nu este biserica celor inventivi, nu este biserica marilor învățați, nici a celor bine organizați. Biserica vie, curată și puternică este biserica celor care prin credință vie, vieți curate, leagă cerul de pământ și aduc harul lui Dumnezeu peste nevoile pământului. Și asta ne legăm să încercăm să descoperim împreună ca biserică. Fiecare în parte să ne legăm de cer ca să aducem puterile cerului peste nevoile pe care le vedem în jur, în comunitatea noastră mai întâi și apoi mai departe înspre ceilalți. Foarte simplu spus, tu ești un administrator al harului. Aș vrea să vă predicați un pic unul altuia. Să vă găsiți cel puțin unul sau doi spre care să vă întoarceți acum și să vă spuneți unul altuia: tu ești un administrator al harului lui Dumnezeu. Predicați-vă unii altora acest mesaj. Cu îndrăzneală. Asta e lucru pe care trebuie să-l ținem minte ca biserică. Suntem administratori ai harului lui Dumnezeu. La modul concret, legământul este organizat sub forma cuvântului felurit, pus altfel, divers, harul divers al lui Dumnezeu. Este un acronim divers care prezintă 6 aspecte ale legământului: dedicarea față de biserica locală, iertarea cerută și acordată, vorbirea aleasă și edificatoare, evlavia gândirii și a trăirii, relațiile sănătoase și constructive, supunerea reciprocă în dragoste și în adevăr. Pentru că am promis că voi fi scurt, n-am să insist, dar vreau să prezint primul punct, primul aspect, așa încât mai departe să putem continua și cu celelalte, dedicarea față de împărăție și biserica locală. Primele două aspecte din legământ, primele două angajamente, le aveți în față și vorbesc despre faptul că noi nu ne mai aparținem noi înșine, ci aparținem lui Dumnezeu. Însă, atunci când îi aparținem lui Dumnezeu, tu nu-i aparții cu adevărat lui Dumnezeu decât dacă îi aparții lui Dumnezeu aparținând unei comunități locale de credincioși. Una dintre cele mai puternice arme ale diavolului este generalizarea. Nu scrie în Scriptură explicit cuvântul generalizare ca și arma a diavolului, dar veți înțelege că este așa când vă dau un exemplu. Dacă tu vrei să iubești pe oameni, pentru că Dumnezeu ți-a poruncit să iubești pe oameni, Satan nu are nicio problemă dacă în iubirea ta tu încerci să iubești toată lumea. Nu are nicio problemă cu asta. De ce? Pentru că tu nu poți să iubești toată lumea. N-ai cum. Dumnezeu a iubit toată lumea și a putut să facă ceva pentru toată lumea, trimițându-L pe Hristos. Dar tu n-ai cum să iubești pe toată lumea. Tu poți să iubești, să împlinești porunca lui Dumnezeu de a iubi, doar dacă îl iubești pe cel de lângă tine, pe cel din casa ta,
pe cel din biserica în care ești așezat. La fel, Satan n-are nicio problemă cât timp vorbim despre sfințire, dacă vorbirea despre sfințire e în termeni generali. Satan are probleme în momentul în care Duhul Sfânt ne atrage atenția, ești un bârfitor. Și noi începem să ne rugăm, nu, Doamne, iartă-mă dacă am păcătuit cu ceva. Asta e o rugăciune pe placul Satanei. Și începem să ne rugăm, Doamne, sunt un om bârfitor. Deschizi scripturile și spui, Doamne, învață-mă de ce e bârfarea, de ce o urăști. Doamne, învață-mă prin cuvânt care sunt metodele prin care pot să înving bârfa. Tu ai intrat pe terenul specificității în sfințire. Și lui Satan nu-i place asta. La fel, tu nu poți să fii dăruit împărăției lui Dumnezeu dacă nu ești dăruit celor care sunt ai lui Dumnezeu și ai împărăției lui Dumnezeu și dacă nu zidești împreună cu ei. Asta e o chemare la seriozitate în raportarea la Biserica lui Hristos în formele ei locale. Primul aspect, mă angajez să-mi subordonez toate dorințele, planurile și angajamentele personale pasiunii pentru preamărirea Tatălui în Hristos, prin Duhul Sfânt în viața și în moartea mea, și dedicării pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu în lume, spre bucuria popoarelor. Dacă mi-ați putea deschide pieptul și mi-ați vedea inima, ați vedea în vatra inimii mele cum arde acest foc, care încetişor, nu în ritmul în care vreau eu și nu în ritmul în care ar vrea Dumnezeu, dar încetişor, aprinde și arde tot ce este acolo, întărindu-se în sufletul meu tot mai mult. Focul dorinței de a-L vedea pe Dumnezeu preamărit în viața mea și în viața bisericii sale. Focul dorinței de a vedea domnia lui Hristos peste toate aspectele vieții mele și peste toate aspectele vieților voastre, ca frați, surori pe care Dumnezeu mi-a dăruit în biserica aceasta. Și chemarea aceasta nu este o chemare specială pe care Dumnezeu mi-a făcut-o mie ca slujitor al cuvântului, ci a făcut-o fiecăruia dintre voi în parte. Focul acesta este focul care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare credincios în parte. De aceea, acest angajament. Credeți-mă că au venit peste noi vremuri și vor veni cu tot mai mare forță în anii care urmează. Vremuri în care nu mai pot să mai fii creștin de formă. Cuptorul vremurilor ce vor veni fie vor da jos spoiala ta de creștin ipocrit și vei rămâne ceea ce ești în lăuntrul tău, un iubitor de sine, un iubitor de lume și de plăceri, dacă asta ești. Fie vor da jos de pe tine orice zorzoane și orice zgură și vei rămâne ceea ce ești în lăuntrul tău, Hristos, un iubitor de Hristos, un purtător al asemănării cu Hristos. În vremuri ca acestea și în vremuri ca cele care vor veni, sunt absolut sigur, va fi tot mai greu să fim creștini de formă. Pentru că se va cere tot mai mult un preț ca să trăiești pe Hristosul din lăuntrul tău, în afara ta. De aceea, ca biserică, vrem să ne angajăm, să ne subordonăm toate dorințele, planurile și angajamentele personale acestei pasiuni pentru gloria lui Dumnezeu și pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Se spune despre un om, că un tânăr, că mergea pe malul mării și se apleca din când în când și arunca câte o stea de mare care se zvârcolea acolo în soare, gata să moară, o arunca iar în mare. Și un om care l-a văzut s-a apropiat de el și a spus, ce faci? Păi, ce fac? Arunc stelele de mare înapoi, în mare. Și omul a râs, ești inconștient, plaja are zeci de kilometri, sunt mii și mii de stele de mare. Ce diferență poate să facă gestul tău? La care tânărul s-a plecat, a luat o stea de mare, a aruncat-o mare și a zis, pentru asta face diferența, gestul meu. S-ar putea să nu ai carul de talente al altora, dar ai o căruță de talente. S-ar putea să nu ai banii pe care îi pot face alții, dar ai banii pe care îi gestionezi. S-ar putea să
nu fii la fel de disciplinat ca alții în felul în care folosești timpul, dar ai tot 24 de ore pe zi, ca și oricine altcineva. Ai o energie a trupului tău. Ai resurse în viața ta. Cu ceea ce ai, tu ești chemat să-L slujești la modul specific pe Dumnezeu. Și modul acesta specific în care ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu este împreună cu alții de aceeași dedicare, căutând să-L slujim pe Dumnezeu. Mă angajez să-mi privesc energia, timpul, talentele, banii și bunurile ca fiind proprietatea lui Dumnezeu și să investesc din ele după posibilități și credință pentru susținerea lucrării împărăției lui Dumnezeu prin Biserica de Ogloria. Mă opresc aici. Cred că e suficientă introducerea aceasta în legământ la momentul de față, suficient ca să ne provoace, sper, pe fiecare dintre voi, alături de mine, cel care vă vorbesc, să pornim pe această cale a înnoirii legământului în luna care urmează, să ne deschidem explicațiilor care vor veni legate de ceea ce cuprinde acest legământ, în așa fel încât la începutul lunii octombrie, la masa Domnului din luna octombrie, să putem ca biserică să ne reînnoim această dedicare unii față de alții. Aș vrea, drept încheiere, la acest moment să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Am să mă rog eu cu voce tare. Doamne, ne aducem aminte în fața prezenței Tale și în fața cuvântului Tău că există un înăuntru și există un în afară al împărăției Tale. Și mă rog, Doamne, pentru toți cei care sunt în locul acesta astăzi și mă ascultă, mă rog să-i aduci înăuntru prin jertfa lui Hristos, prin spălarea păcatelor care vine prin Mântuitorul, prin smerirea lor în pocăință. Mă rog, Doamne, ca Tu să dăruiești fiecăruia dintre cei care este în locul acesta împărăția Ta și intrarea în bucuria veșnică a împărăției Tale. Te rog să Te atingi de viața a copiilor noștri, a tinerilor noștri, de viața acelora care vin de mult împreună cu noi, fără să-ți aparțină cu adevărat, în mod total. Mă rog să Te apropii de cei care ne sunt vizitatori, poate, și Te rog să atingi inima fiecăruia în parte și să ne faci pe toți părtași mântuirii Tale și împărăției Tale. Doamne, Tu n-ai legat mântuirea Ta de Biserica de Ogloria și nu vreau să ne amăgim cu gânduri false de genul acesta. Dar pe mântuiții Tăi care locuim în zona aceasta și care venim să ne strângem la olaltă în această biserică, ne-ai chemat să ne legăm unul de altul, să punem mână la mână, umăr la umăr, gură la gură, minte la minte, braț la braț și să mergem înspre câștigarea vieților noastre pentru împărăție, a familiilor noastre pentru împărăție, altora din comunitatea românească pentru împărăția Ta. De ce nu altora din societatea aceasta belgiană pentru împărăția Ta? Te rog, Doamne, ca Tu să ne întărești în legătură sfântă și Te rog, Doamne, ca Tu să ne ajuți să facem voia Ta, să împlinim voia Ta. În legământul acesta în care am intrat și în care vrem să rămânem ca biserică, ajută-ne, Doamne, să ne iubim unii pe alții cu iubirea lui Hristos. Ajută-ne să plătim totul ce se cere pentru a păstra pacea între noi, dar mai ales pentru a păstra adevărul stăpân peste relațiile noastre. Aș dori să Te atingi de aceia care gravitează pe margini și aș dori să-i cercetezi și aș dori să ne noiești inimile și simțămintele unii față de alții. În numele lui Iisus Hristos mă rog să ne asiști pe calea aceasta a legământului, a înnoirii legământului și Duhul Tău dă-ni-l călăuză în așa fel încât la finalul acestei luni de zile biserica Ta să fie întărită în credință, biserica Ta să fie sporită în bucurie și mai ales, Doamne, să fie mai hotărâtă să pășească prin puterea Duhului pe căile Sfințeniei. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat, Căpitanul și Mântuitorul nostru. Amin.